Apariția șarpelui a făcut ca în câteva clipe întreaga zonă să se golească de copii, părinți și bunici, care au fugit care încotro la vederea reptilei. Imediat a apărut un pescăruș care a văzut oportunitatea de a servi ceva de mâncare, dar a abandonat masa fiind gonit de copii. Pentru că niciunul dintre îngrijitorii și pasnicii din parc nu interveneau, un părinte a prins șarpele și a dat drumul în iarbă într-o zonă sigură. Este vorba de un șarpe de apă în vecinătate fiind lacul tăbăcărie. Această specie nu este veninoasă și nu atacă omul, dar dacă este încolțit, poate mușca să se apere, iar rana se poate infecta.